Bianca, dragii mei, pentru că suntem în epoca lumânărilor, unii vor trece la cele groase pentru nuntă, alții la botez și mai groase, iar eu nu mă simt foarte bine, deci e bine să le facem pe toate, să le avem. Cum avea bunica? Bunica de la 50 de ani în sus a avut tot timpul totul pregătit, dacă mă înțelegeți. Că a murit târziu, asta da, e doar vina naturii, dar ea era pregătită. Denisa de la Odisea Candle s-a mai fost pe la noi, ne-am bătat cu mirosurile foarte interesante de lumânări și astăzi ne-a propus un workshop. Bună dimineața! Neața, mulțumesc de invitație! Te-am rugat să ne înveți sau măcar să ne arăți ce se face la un workshop, dar pe repede înainte, de făcut lumânări. Pare o treabă banală, dar nu este deloc. În primul rând, ca să-ți iasă ceva frumos și la atingere și la miros și să fie ăsta fix în mijloc, numai așa, trebuie să exersezi. Sunt al tău. Am venit în platou cu toate ustensilele necesare pentru a crea o lumânare de la zero. Poți să fac și eu? Sigur, chiar vreau să te provoc să faci propria lumânare cu propria rețetă de parfum. Iată-o. Am să te rog să-ți pui mânuși. Nu știu cât de îndemânatic sau nu ești. Mă mai descurc, da, de obicei nu pun mânuși. Ok. Ok, avem aici un topitor profesional de ceară. Am crezut că e de supă. Se mai face și supă, dar nu are aceeași destinație. Ceara de lumânări nu are nevoie de super temperaturi, pentru că e logic, ea trebuie să se topească. Deci pe la câte grade lucrăm? În mod normal, ceara de soia, fiind una naturală, are un punct de topire destul de jos, undeva pe la 45 de grade Celsius. Însă, pentru a putea fi amestecată cu succes cu uleiurile parfumate, e nevoie să atingem o temperatură mai înaltă, undeva pe la 75-80 de grade Celsius. Dăm de lucru. Ți-am pregătit aici un eșantion de ceară deja topită și am să te invit să îl torni în recipientul de pe cântare. Stai, așa arată ceara topită? Așa arată ceara topită, da. Voi vedeți? Zici că e ulei. Da, seamănă cu un ulei. Până la urmă, ceara este tot un tip de grăsime. Dar mă așteptam să fie ceva mai tulbure. Atât de limpede este. Sigur. Bun, unde pun și ce? Aici, în recipient, o să te rog să torni 155 de grame. 155 da. De grame? A, la greutate, nu la... Plus minus, da. Nu la minut. 155. Da. Asta poate fi un concurs la Neața. Toarnă cu încredere. Dar lasă-mă, dragă, că îmi tremură deja mâna. Eu sunt foarte competitiv. Wow, ai turnat perfect. Se poate filma, vă rog, domnul Puberu? Veniți aici cineva din public? Cât a zis Denisa să pun? 150. 100 cât? 155, 155 am spus. Ești la noi sau ești? 155 a turnat. Cât am pus aici? Oh, baba oarba. Uite aici cât scrie. Mulțumesc, să mai vii, pubere. Uite, o să te scap de carafa cu ceară topită. Nu arde. Foarte puțin. Ok, deci e digerabil. Bun. Ok, și urmează să ți alegi și să-ți creezi propria rețetă de parfum pentru lumânarea ta. Eu am adus câteva... Ce autonomie avem? Când se întărește asta? Adică nu trebuie să mă grăbesc ca la... Nu lucrăm chiar așa. Nu e pe ceas. Sub presiune. Bun. Păi eu vreau din ăsta, nici nu mai nu calculez. Asta e, deci ăsta e. Ok. Cât de intens parfumată vrei să fie lumânarea? Foarte parfumată. Foarte. Bine, foarte. Atunci... În sensul în care nu vreau să aprind niciodată lumânarea, vreau să miroasă în casă de la ea. Cam cât? 15 grame. Te uiți pe cântar. 15 grame pentru un parfum intens. Pentru un parfum intens, da. În mod normal, fiecare tip de ceară are un procentaj dorit de parfum, care este recomandat de producătorul de ceară. Astea sunt scrise undeva, bănesc, e ca la rețeta. Sigur. De cozonac. E puțin mai științific de atât, dar dacă e să simplificăm ideea, cam așa ne orientăm. Denisa este inginer la bază, să știți. Nu vă luați cu ea în calcule, că nu știi niciodată. Pare un om blând care face lumânări. Da. Sunt un om blând care face lumânări, da. Dar fac și proiectare de infrastructuri. Până când scoți creionul la 13, sunt obsedat de treaba asta, să fim exacti. Încă puțin. Am mai scăzut 14. Hai, tata. Bun, deci pentru un parfum intens... Gata. Mulțumesc. Uite, bun.
Mai departe? Îți alegi o culoare de recipient. Recipientele sunt din beton, ceea ce face să nu se încingă foarte tare în timpul arderii lumânării. Bun. Ok, și folosim fitilul. Eu am fitilul scurt, să știți. Mă mai nervez repede și... Bun. Și peste fitil tragem acest centrator. Am să te rog să lași recipientul pe masă. Centratorul face ca fitilul să stea în picioare. Exact. Și să fie cât mai centrat pe vas. Ok. Mă simt ca la cercul de pictură, de unde am fost, bineînțeles, dat afară. Și de acolo. Chiar nu știu de ce. Stă așa mai... Bun. Acum vei folosi termometru să mixezi puțin parfumul și ceara. Nu cred că aici e parfumul. Mă rog. Pubere, poate la amicu. Bun. Mixează. Aici e parfumul și ceara. Ceara topită, da. Și mixăm aproximativ un minut. Trebuie să mă înveți ce sunt semințele alea, că aici am mai prins. Sunt câteva culori cu care putem pigmenta ceara. Și ele deci se topesc, final, nu? La final, da. Ele se solubilizează în masa de ceară fluidă. Da. Și la final, după ce se va răci și închega ceara, vei obține o lumânare cu ceară colorată. Paranteză. Învață-mă un pic. Astea sunt făcute după o altă metodă, se vede clar. Pentru că sunt făcute niște foi. Exact. Aici, cum facem? Se toarnă ceara de albine naturală în foi, după care se rulează acele foi în jurul fitilului. E bun, asta e ceară de albine? Da. Ok, mai bătut. Și se mai folosesc matrițele. Da. Asta e pentru la morți, pentru la vii. Sau pentru mesele festive. Ce fac cu asta? Aici? Vei turna foarte de aproape și foarte lent. Mai de aproape. Mai de aproape? Da, dar prin marginea vasului. Dar de ce? Să nu ciobâlcâie? Dorim să evităm crearea de bule de aer, pentru că după întărirea cerii, bulele de aer se transformă în cavități goale în masa de ceară, ceea ce conduce la o ardere neuniformă a lumânării bineînțeles că nu ne dorim lucrul acesta. Ce mai contează o bulă? Bun, și ceaiul ăsta, în cât timp devine... Asta. Adică mie mi se pare că va trece o veșnicie sau le bagi la rece? Sigur că depinde de cantitatea de ceară turnată. Aceasta se va răci mult mai rapid și, ca să-ți răspund la întrebare, nu le bag la rece, pentru că este foarte important ca ceara să se răcească la o temperatură constantă. În felul acesta, din nou, evităm crearea de bule de aer și caverne în masa de ceară. Domnișoara inginer, vă mulțumim tare mult pentru explicații. Sigur că există mai multe metode, mai multe parfumuri, culori, etc. Dar important e să știți că un curs de făcut lumânări nu strică nimănui. Mulțumim tare mult! Pe Odyssey Candles îi găsiți ușor pe paginile lor de social media, unde puteți da un like sau puteți chiar da o comandă. Mulțumim tare mult! Nu las asta pentru supa lui Darie de mâine, că ne trebuie. Ce mai contează? Mai negociem! Eu voi lua o scurtă pauză, ne vedem!